Nu doar oamenii concurează între ei pentru un loc pe podium, au luptat astăzi 15 cânte la serviciu vamal din țara noastră, dar și din alte 7 țări. Competiția echipelor canine are loc sub genericul Împreună în lupta împotriva contrabandei de țigarete și tutun, iar în cadrul acesteia, 4 peziști demonstrează abilitățile de a depista tot ceea ce poate fi considerat contraband. Un complex de la Vadului Vodăv a servit timp de 2 zile drept platou pentru competiția dintre cele 15 echipe canine. Aici, în automobile și în spații închise, au fost găsite lăzi și pachete cu țigarete care urmează să fie depistate de 4 pezi. Câinii vor avea posibilitatea să-și demonstreze măestria de a găsi tutunul de contrabandă în cadrul a 3 probe, incluse în concurs. La moment avem câini care sunt dresați anume în 4 piezi, adică care sunt dresați pentru depistarea atât a armelor, a muniților, a mijloacelor financiare deja și nemijlocită a produselor de tun. Proba de astăzi se referă mai mult la contracararea, la depistarea celor produse în tun care pot fi ascuns în locuri special amenajate și, cum a demonstrat în timp, serviciul vamal cu ajutorul echipelor canine și colegii care sunt implicați în creșterea și antrenarea acestor 4 piezi, a avut foarte multe depistări pe linia, pe frontiera Republicii Moldova. Competiția dintre echipele canine a devenit o tradiție, aceasta fiind deja la 6-a ediție. Pentru ca totul să fie ca la carte, la organizarea acesteia pun umărul 3 companii de producere a țigărilor din Statele Unite ale Americii și din Marea Britanie, care colaborează de mai mulți ani cu serviciul vamal pentru a combate contrabanda cu țigarete. Permanent în acord de suport operațional, atât numai în partea ce ține de echipe, de dotarea și întreținerea echipelor canine, dar și pe alte măsuri operaționale în partea ce ține domeniul de antifraudă. La concurs participă echipe canine din Republica Moldova, dar și din România, Bulgaria, Turcia, Cehia, Germania, Azerbaidjan, Marea Britanie și Georgia. Inspectorii chinologi de la serviciul vamal au povestit cum își antrenează câinii vameși, potrivit lor, câinele și instructorul, iar mai apoi inspectorul cu care acesta lucrează devin de nedespărțit. Înainte de asta, trebuie să țină cont de rasa, sistemul nervos, starea fizică și de cât timp este nevoie în procesul de dresaj. Antrenamentul nu se calculează în ore, este un timp care îl petreci și nu-l calculezi, adică cât s-a petrecut, el este permanent și practic tot timpul merge procesul de dresare a cățelului. Dacă munca se face cu dăruire, rezultatele sunt pe măsură, spun instructorii chinologi. Patrupedul mere este printre favoriții inspectorilor de la serviciul vamal. Are peste 200 și ceva de capturi de țigări, inclusiv are depistări de drog, amfetamine, hașiș, marihuana și altele. Le-au urat succes participanților și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Vă doresc o competiție bună, să câștige cel mai puternic și sunt sigur că o să ajungem și la următoare competiție și să fie și mai mulți participanți din mai multe țări. Potrivit serviciului vamal, de la începutul anului, numărul tentativelor de contrabandă cu țigarete a crescut cu circa 50% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în primele 5 luni ale acestui an, inclusiv cu ajutorul 4 pezilor, au fost contracarate 89 de tentative de contrabandă cu țigarete și au fost pornite 8 cauze penale pe aceste fapte.